În serile grădinii botanice la sfârșit de noiembrie pot fi admirate în toată splendoarea lămâi gigantice și mandarine aromate. Copacii au fost aduși încă în anii 1970 din orașul Batumi, Georgia și de atunci cresc în serile grădinii botanice. Acest soi de lămâi este unul hibrid, ceea ce înseamnă o combinație dintre lămâie și grei fruct. De aceea fructele sunt de obicei mai mari, iar greutatea acestora poți ajungă până la un kilogram. Este un fruct, este foarte acru, în primul rând, fiindcă am moștenit coaja de la lămâi, dar interiorul este de la greifruc și este foarte acru. Copacul de lămâi, la fel ca și cel de mandarin, are nevoie de condiții speciale pentru ca să rodească. Acești pomi rezistă la o temperatură numai mică de 20 de grade. De asta, în țara noastră, copacul de lămâi și cel de mandarin crește doar în sere și rodește o dată pe an. Specialiștii spun că pomii înfloresc de obicei la sfârșitul anului, în decembrie, iar fructele sunt culese în noiembrie a anului următor. Este o, este o specie de mandarin care uneori este că fructele sunt mai dulci, chiar și de acele fructe care sunt aduse în magazinile noastre. În prezent, la Grădina Botanică din Capitală cresc peste 3.000 de specii de plante de colecție. Svetlana Natur cu Dmitri Parșucov, Accent TV.